Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la întâlnirea cu Anthony Burgess și cu romanul A Dead Man in Deptford, Moartea la Deptford, care este un roman pandant cu Ochii doamnei mele, Nothing Like the Sun, apărut în martie 2015, iar Moartea la Deptford, chiar acum, zilele acestea, ambele traduse de un mare anglist, care este profesorul George Volceanov. Dacă Ochii doamnei mele, Nothing Like the Sun, în cu titlul lui original, a apărut la 400 de ani de la nașterea lui William Shakespeare, în 1964, Moartea la Deptford, A Dead Man in Deptford, a apărut în 1993, la 400 de ani de la moartea lui Christopher Marlowe. În felul ăsta s-a încheiat cercul, s-a închis cercul. An care a fost și ultimul din viața lui Anthony Burgess. Anthony Burgess, o personalitate complexă, un scriitor genial și multilateral, dacă se poate spune așa, care abordează în aceste două romane palierul istoric, palierul epocii elizabetane, cu cele două genii ale epocii, respectiv William Shakespeare și Christopher Marlowe. Invitații mei de astăzi sunt doamna profesor dr. Mihaela Anghelescu Irimia, anglist de renume mondial, domnul profesor George Volceanov, mare shakespeareolog și mare specialist în epoca elizabetană, unul dintre cei mai buni traducători din limba engleză în limba română pe care îi avem în țara asta. Și alături de noi se află Dana Jenaru, iubitor de literatură și critic literar. Critic literar și un blog minunat pe care îl alimentează continuu cu cele mai bune cronici de pe toată blogosfera românească. Iată, suntem cu oameni aleși. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul doamnei profesoare dr. Mihaela Anghelescu Irimia. Mulțumesc! Îmi pare foarte bine că în această seară putem să ne amintim nu numai de imposibil de evitatul nume William Shakespeare, nu numai în cultura și în literatura engleză, ci oriunde pe globul pe care locuim. În relație cu el, în relație existențial marcată și recunoscută și bine documentată, se află Christopher Marlowe, care a fost un autor genial și care a avut neșansă, a avut șansa să fie contemporanul lui Shakespeare, care era în același timp o neșansă. N-aș putea spune că e vorba de sindromul Salierii față de în raport cu Mozart, dar este ușor posibil comparabilă relația. Marlowe a fost genial, a dus o viață total desfrânată, dezordonată, neatentă la, nu numai la mișcările fizice ale corpului, ci la consecințele unor atitudini de mare curaj, care l-au și costat. A murit foarte tânăr, la 29 de ani, într-o încăierare într-un pub din Londra. Contextul și detaliile sunt destul de prost documentate, pentru că la vremea respectivă nu era și nici n-a rămas până la urmă un scriitor la curte ca să prezinte interes public, astfel încât recuperăm din diverse surse traseul său existențial. Acest lucru îl face Anthony Burgess însuși, care se înscrie într-un grup de autori contemporani ce recuperează trecutul cultural prin așa numita memorie culturală, recurgând la, pe de o parte, documente scrise și în multe situații când acestea lipsesc, la documente de altă natură, cum ar fi cele legale, cum ar fi cele financiare, cum ar fi cele parohiale. Secole după, de exemplu, viața lui William Blake este documentată mai ales din registrul parohial din Lambeth North, mai curând decât din alte surse. Venind înapoi la Marlowe, care este un mare contemporan al lui Shakespeare și care fusese școlit la Cambridge,
alături de alți university wits, adică spirite universitare, persoane cu distincție culturală, lucru care nu era puțin la vremea respectivă. Marlowe a fost într-o relație care putea să-l pună într-o stare de superioritate vădită. Shakespeare a fost puțin școlit, tot mai multe vor spun că era abia la nivel mediu școlit. Marlowe era absolvent de Cambridge, era alături de Green și de Thomas Nash, unul dintre spiritele extraordinar de versatile și de culte. De partea cealaltă, la Oxford, erau John Lilley, Lodge și probabil Peel, despre care părerile sunt împărțite. Unii erau, pur și simplu, aveau lecturile lor copioase în spațiul privat și nu mergeau la universitate. În A Dead Man in Deptford, foarte bine tradus Moartea la Deptford, deși vă poate îndemna să credeți că este o punere religioasă, teologică a problemei și nu așa este. E vorba de o persoană care moare într-un asalt crud într-un local din Londra, din Deptford. Acolo avem o recuperare a atmosferei elisabetane într-un moment de răscruce. La vremea respectivă, Anglia era de puțin timp convertită. În epoca premergătoare Elisabetei I, deci în timpul domniei lui Henric al VIII-lea, mulți erau așa numiți recusants, adică se întorceau la vechea credință. Și printre aceștia se numărau persoane angajate în așa numitul complot Babington. Iar romanul de care vorbim astăzi se ocupă de atmosfera din acel moment. El surprinde un punct crucial, spuneam, pentru că este încăierarea simbolică între vechea credință, cea catolică, și cea nou instalată de câteva zeci de ani, formula protestantă a aceleiași credințe creștine, cu toate consecințele sale politice, consecințele din sfera oficială a curții și a nobilității și a preoțimii catolice pe de-o parte și a pastorilor protestanți pe de altă parte, și reverberațiile acestora în scrierile celor care erau contemporani cu acești oameni de vază. Acest lucru explică și de ce diversele scene naturalist surprinse de Burgess, care, vă amintiți, este autorul unui roman greu de digerat numit Portocala mecanică, unde își arată virtuțile de a reda violența fizică. Aceste scene, spun, marchează cotitura modernității occidentale. Greutatea cu care se fac convertiri și se așează religios o identitate națională și toate aceste lucruri care nouă ne sună cunoscut la ureche în momente grele pe care chiar în acest moment le traversăm, probabil că ne vor îndemna să citim chiar mai atent acest roman. Romanul este... Narațiunea din roman este relatarea unui actor sau actoraș, unei persoane necunoscute care se raportează la o persoană de importanță pentru trupele actoricești, dar nu în aceeași măsură pentru autoritățile vremii, deși Marlowe nu era străin de ce se întâmplă în stratosfera socială. Și punctul de vedere al omului mic dintr-o trupă de teatru care țopăie pe eșafodajul de la Globe, reconstruit secole după aceea, este un punct de vedere interesant și marchează în fond ceea ce trăim astăzi. Recuperarea istoriei cu I mic, istoria cotidiană, nu cea evenimențial grandioasă, nu cea a marilor nume, ci cea a vieții de zi cu zi. Romanul are un motto, dedicația este către domnul Wanamaker, care a depus eforturi considerabile pentru reconstruirea teatrului Globe, pe care oricine merge la Londra îl poate vedea și se poate bucura de o reprezentare exact în termeni elisabetani. Și dacă parcurgeți cu atenție romanul, veți constata că o descriere a teatrului Globe, care cuprinde sfera celestă cu planetele, cu soarele, cu luna,
și în același timp pe scena propriu-zisă a teatrului au loc încăierări între perși și greci, între ei și noi, veți constata că și imagologic și din perspectiva puterii nu multe lucruri s-au schimbat sau poate că s-au schimbat în detaliu. Aceste lucruri sunt importante pentru ca noi să recuperăm izul acelei epoci deloc neinteresante și care, cum vă spuneam, are reverberații până în zilele noastre. Vă las mai departe în compania excepționalului traducător, care vă va furniza detalii probabil și mai la piciorul literei. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Mihail Anghelescu Irimia, ne-ai pus în context, am intrat în atmosferă, romanul acesta e un thriller. E un thriller în tradiția romanului clasic de spionaj, pentru că viața lui Marlowe a fost dublă de la un cap la altul. În sferele înalte era dramaturgul, poetul, traducătorul și în același timp el provenea de foarte de jos, fiul unui ciubotar. Și a ajuns la Cambridge, avea o minte strălucită. E, și acolo ce se întâmplă? Așa s-a întâmplat și în comunism. Care am acceptat, care n-am acceptat. Eu n-am acceptat și mulți dintre colegii mei 80-ți n-au acceptat. A venit securitatea să ne coopteze pe aia care era mai deștepți. Așa s-a întâmplat și la Cambridge. Marlowe a căzut în mrejile securității de atunci, care se numea Serviciile Secrete Regale, și a devenit agent secret. În același timp, a făcut parte din celebra școală a nopții și detaliile or să vină de la cei care vor veni în continuare, deci în sferele înalte. A fost acuzat de homosexualitate, scenele sunt relevante din această carte. A fost acuzat de satanism și, nu în ultimul timp, nu în ultimul rând, de spionaj. Condițiile morții sale au fost dubioase. Despre romanul Moartea la Deptford ne va vorbi în continuare criticul literar Dana Genaru. Eu aș vrea să insist pe felul în care este recuperată tradiția culturală și istoria din perioada respectivă. Asta mi se pare mie foarte important pentru roman, pentru că autorul revitalizează trecutul din punct de vedere istoric și cultural într-o manieră empatică, cu foarte multă ironie și strecurând foarte multă relativitate în această reconstituire. Și aici îl ajută foarte bine simțul limbii pe care îl are, limbajul în care este refăcut acest trecut, această perioadă din viața lui Marlowe și din istoria Angliei, este unul care îl obligă pe cititor să fie extrem de activ. Pentru că, pe de o parte, este frust, dar și jucăuș, arhaic, obscur, dar și poetic. Sunt foarte multe elemente de argou în carte care vor face deliciul cititorilor. Un argou foarte subtil, limbajul întregii cărți fiind, de fapt, unul aluziv. Citești, dai pagina în urmă și te întrebi cum se leagă acolo ideile, pentru că se joacă autorul nu doar cu trecutul, cu posibilitățile din trecut, ci și cu lumea cuvintelor. De multe ori, în termeni mai jucăuși, mai serioși, este pusă în evidență foarte mult relația dintre cuvinte și materie, dintre cuvinte și spirit. Atmosfera romanului este iarăși extraordinar de bine conturată și aici cred că este și meritul traducătorului, care a reușit să transpună într-o română plină de miez lumea aceea veche. Veți găsi în această carte cuvinte românești pe care eu una nu le-am întâlnit în alte cărți, probabil sunt cumva uitate prin dicționare și am fost foarte încântată, am zâmbit efectiv găsind aceste cuvinte în traducerea românească. Cartea reconstituie atmosfera și trecutul din mai multe unghiuri de vedere. Este vorba de o epocă pe de-o parte glorioasă, pe de-altă parte sângeroasă și este privită din multe culise. Din culisele guvernului, deci din culise politice, din culisele bisericii, din culisele teatrului, dar și din niște camere de hotel în care, într-adevăr, sunt surprinse, sunt descrise niște scene caracteristice, poate, pentru vremea respectivă și care stau sub semnul posibilității într-o manieră oarecum postmodernă. Pe tot acest fundal în care avem crâjme,
în care pușcării, în care foșgăie șobolanii, torturi, execuții, crime, bătăi, duhoare, ciumă, panglicari, în care cuvintele de bază sunt ciopărțit, despicat și tăiat, nu lipsesc ideile. Pentru că aici jocul cu ideile este foarte, foarte profund. Pe acest fond al acelei epoci se pun în discuție probleme grave, pentru că totul este privit și din punct de vedere filozofic și logic. Și atunci este vorba de iubire, Dumnezeu, toleranță, liber arbitru, natura homosexualității, credința și afacerile de stat, realitatea din teatru, teatrul din realitate, legătura dintre trup și suflet, timp, continuitate, ciocnirea contrariilor și peste toate acestea patima omenească. O patimă omenească care este foarte viu conturată în carte. Oamenii de acolo chiar sunt oameni, vorbesc omenește și trecutul este adus foarte aproape de noi. Peste toate se așează ușor, frumos, un semn al relativității și romanul are un final, mie mi s-a părut foarte reușit și am să vă și citesc un scurt fragment pentru a simți cumva stilul, deși acum vorbind de fragmentul pe care l-am ales eu, nu este neapărat... nu știu cum să spun, ilustrativ pentru conținutul în general al cărții, dar pentru idei, pentru relativitate, pentru expresivitate și pentru profunzime, cred că este potrivit. Aș spune în final că tot așa cum se învârte pământul, iar adevărul verii și minciuna iernii își schimbă locul pe cețile, se învârte și balonul uriaș al istoriei, iar lucrul pentru care moare un om poate deveni lucrul care moare pentru el. Anglia, care l-a ucis pe Kit Marlowe sau Merlin sau Merlin, se va defini într-una dintre fațetele sale prin ceea ce a apucat el să scrie înainte de a muri înjurând. Și aici, vedeți, avem o altă minciună. Sau, masca e prost executată nu din incompetență, ci din nevoie. Căci ceea ce ieri era ceva serios, azi devine o glumă, o limbă cândva plină de viață devine arhaismul rigid al unor păpuși. Singură, continuitatea unui nume se înalță mai presus de compromisul nedeslușit. Totuși, în timp ce pumnalul străpunge nervul optic, vedem că soarele nu deține monopolul asupra luminii orbitoare. Este provocatoare și fascinantă întreaga literatură din această carte. Mulțumesc, Dana Genaru! Și acum să-i dăm cezarului cei al cezarului, George Volceanov. Era singurul care putea să traducă capodopera de final a lui Burgess, Moartea la Deptford. Spunea Dana Genaru că sunt cuvinte pe care nu le-a întâlnit. Sigur că da, toate sunt în Șăinanu. George Volceanov, el ne-a dat singurul mare dicționar de argou din România, care se tot reeditează și pe care vi-l recomand. George Volceanov cunoaște nivelurile limbajului și cunoaște limba română extraordinar, dincolo din faptul că e un mare anglist. Și acesta este lucru formidabil. El poate să reconstituie epoca elizabetală cu toate subtilitățile ei. Un scriitor ca Burgess, care e nebun în jocul lui cu cuvintele. El creează cuvinte noi din diferite limbi, de asta nu numai în portocala mecanică, ci chiar și aici recrează prin limbajul personajelor, limbajul comentariilor, limbajul naratorului, epoca respectivă. Iar traducerile de versuri care îi aparțin lui George Volceanov din acest volum vă dau și ele măsura marelui traducător care este. George, să nu te intimidezi, spune-ne lucruri inteligente și până să și râdem, dragă, că am fost serioși până acum. George Volceanov. Bună seara! Draga Denisa, te rog să-mi dai voie să încep cu o scurtă listă de mulțumiri. În primul rând, mulțumesc directorului Humanitas Fiction, Denisa Comănescu, pentru că mi-a lăsit întâlnirea cu această carte extraordinară. Mulțumesc invitatelor de astăzi pentru cuvintele frumoase pe care le-au rostit. Mulțumesc Luanei Schidu pentru redactarea competentă care a menținut nivelul acestei traduceri. Îi mulțumesc tânărului Alexandru Călin, care se află printre noi, care m-a ajutat cu traducerea multor cuvinte și expresii din limba latină. Nu. Și
Mai este un absent care aș dori să-i mulțumesc, lingvistul englez Jonathan Green, care este cel mai mare expert în slangul anglofon după Eric Partridge, deci în ultimii 20 de ani, și cel care prin repetate schimburi de scrisori m-a lămurit și pe mine de multe ori ce vrea să spună autorul. O să reiau o idee formulată de doamna profesoară Irimia, și anume faptul că și pe mine cariera scurtă a lui Marlowe m-a dus cu gândul la faptul că trebuie să moară un geniu foarte de tânăr pentru ca istoria și posteritatea să pună în drepturi un alt nume. Este un tipar care se repetă la nesfârșit în istoria culturală a omenirii. Mă gândesc la James Dean, care n-a avut șansa longevității lui Paul Newman. Mă gândesc la Françoise d'Orléac, care a trebuit să moară arsă în chinuri cumplite pentru ca Soraya Catherine Deneuve să devină cea mai bună actriță a ultimilor 50 de ani în Franța. Și exemplele pot curge la infinit. Nu l-aș fi comparat pe Mozart cu Salieri, ci cu Beethoven, pentru că și Marlowe a fost într-adevăr un Mozart al scrisului, mare dramaturg și poet, cel de la care Shakespeare a furat în mare măsură meserie. Burgess este foarte inteligent. Reținem un fragment de interviu cu Anthony Burgess de la lansarea Ochilor Doamnei Mele, în care Burgess spune: Shakespeare tot timpul ne lasă impresia că are o cultură enciclopedică și este extraordinar de deștept, este la zi cu toate științele, cu tot ce se întâmplă în domenii variate, dar el de fapt doar știe să lase această impresie. Între cei doi, Marlowe era cu adevărat eruditul, Shakespeare era cel care învăța, îl limita și îl mai mulțărea. Burgess chiar are intuiția extraordinară de a spune că cele mai sclipitoare pasaje din piesele de început ale lui Shakespeare sunt de fapt scrise de Christopher Marlowe. Și este posibil ca așa să și stea lucrurile. Shakespeare a profitat la momentul când s-a lansat pe scenele teatrelor londoneze de faptul că în 1592 se stinge din viață Robert Greene, în 1593 Christopher Marlowe, care de fapt este lichidat pe niște jocuri politice. În 1594 se stinge din viață Thomas Kyd în urma unor cumplite torturi la care fusese supus. Rămâne cu mâna dreaptă cu toate degetele fracturate și nu mai poate scrie. Thomas Kyd, care este un alt exemplu pentru Shakespeare, prin tragedia spaniolă din care se naște ulterior Hamlet. Thomas Kyd, împreună cu care Shakespeare a scris în colaborare piesa Eduard al III-lea, care s-a mutat și în România. În 1595 dispare prematur George Peele, un alt autor de la care Shakespeare învață foarte mult, cu care scrie în colaborare Titus Andronicus. Și iată cum în câțiva ani, dintr-o dată, spațiul teatral londonez rămâne pustiu și Shakespeare se trezește fără concurență în jurul lui, dar cu o lecție foarte bine învățată. Și acesta este momentul în care asistăm la explozia lui. Marlowe și Shakespeare oferă în istoria literaturii universale poate exemplul cel mai clar de anxietate a influenței, de influență resimțită de un autor pe parcursul întregii sale creații, fără ca între cei doi autori să existe o diferență generaționistă. Marlowe era de aceeași vârstă cu William Shakespeare. Dacă Shakespeare ar fi murit la 29 de ani, istoria literaturii engleze nu l-ar fi menționat în cărțile sale de referință. Ar fi rămas Marlowe, adevăratul mare autor elisabetan. Deci iată cum această anxietate a influenței nu se joacă sub forma unui ritual edipal în care un autor tânăr ucide memoria predecesorului, ci este vorba de doi frați de cruce, doi tineri oameni care trăiesc în aceeași perioadă și care unul învață de la celălalt. Harold Bloom spune că Shakespeare este cel mai mare autor al tuturor timpurilor pentru că inventează psihologia abisală și asta îl deosebește de tot ce s-a scris până la el. Dar noi știm că ultima piesă scrisă de Christopher Marlowe, jucată la începutul anului în care el este asasinat, piesa Eduard al II-lea, are toate calitățile unei tragedii istorice shakespeariene. Deja în
Eduard al II-lea, Marlowe concurează cu Shakespeare din Richard al II-lea. Deci el, dacă ar fi continuat să scrie, cu siguranță ar fi dat multe alte mari capodopere. Ce m-a frapat pe mine la acest roman, mi-a întărit o convingere mai veche a mea în anul 2003, când am publicat piesa istorică Eduard al III-lea, tot cu ajutorul doamnei profesoare Irimia. Am scris pe coperta 4 și în studiul introductiv că mie personal Anglia Elisabetană nu mi se pare un Merry England, o Anglie veselă, hazlie, cum ne-o reconstituia și Mihnea Gheorghiu în scene din viața lui Shakespeare, ci de fapt este un stat polițienesc mai cumplit decât epoca stalinistă anilor 36-40, pentru că ce au pățit Mandelstam, Meyerhold, Mayakovsky, Ilf și Petrov, Bulgakov și mulți alții au pățit absolut toți contemporanii lui Shakespeare și trebuie să ne înclinăm în fața lui Shakespeare pentru că a știut să slalomeze permanent printre primejile istoriei. Unul dintre cei sfârtecați, ciopărțiți, tăiați în patru, bătuți în cuie la părțile Londrei, fiind și un unchi pe linie paternă, șeriful de Warwickshire, Edward Arden, pe linie maternă, rudă, care iată a participat și la un complot precum acela Babington menționat în romanul lui Anthony Burgess. A fost o carte pe care cred că Burgess a scris-o sub dicteu, era presat de timp, știa că mai are un răstimp foarte scurt până la moarte. N-am mai avut un stil căutat, n-am mai avut aceleași jocuri, invenții, aceeași inventivitate lingvistică ca în ochii doamnei mele și acest roman până la urmă a preferat să fie un manifest, un protest, un strigăt de revoltă împotriva reformei anglicane care s-a născut din obsesiile sexuale ale unui rege bolnav. Și ca unul care am vizitat în această vară catedrala din Worcester, una din marile catedrale engleze, și am văzut statuia de pe lespedea funerară a regelui Ioan fără țară, cu nasul ciobit, cu barosul. În aceeași catedrală se află înmormântat chiar fratele lui Henric al VIII-lea, prințul Arthur, primul soț al Caterinei de Aragon. Vedem cum acea aripă a catedralei care este rezervată locului de veci al prințului, al fratelui regelui, are toți sfinții zdrobiți, câte un picior lipsă, două brațe lipsă, o ureche, un nas. Deci a fost o epocă care ne amintește de politica ISI din Siria, distrugerea monumentelor culturii unei istorii. Deci trebuie să mergem până la capăt cu adevărul istoric. M-am documentat și eu din Wikipedia la un moment dat. Anthony Burgess a fost catolic. Și prin această carte și prin acel citat selectat de Dana Genaru, în care, de fapt, aș vrea să repetați, de fapt, ucigând un om, cultura respectivă se ucide pe sine, pentru că dacă Marlowe ar fi trăit într-o societate normală, ar fi avut mult mai multe valori culturale. Cam asta am avut de spus. Mulțumim foarte mult, George Balceanu. Meriți cu prisosință toate premiile din lume pentru traducerile tale și mai ales pentru cele atât de dificile din Anthony Burgess. Mulțumesc. Moartea la Deptford, traducere de George Bolceanu. Vă mulțumim. Am primit, am primit.